istorie veche. El păstrează și astăzi multe elemente arhitectonice care îi conferă identitate. O biserică din piatră, ctitorită la anul 1350, înainte de înființarea statului feudal Moldova. Cele două biserici domnești, de la 1551-52, între care a doua, Uspenia, legată de numele lui Eminescu, care s-a născut în imediată apropiere și a fost și botezat aici. Un centru vechi istoric reabilitat prin finanțare europeană care amintește splendoarea orașului din perioada 1750-1900. Orașul Botoșan are importante tradiții culturale, fiind, de-a lungul timpului, întotdeauna al doilea oraș după Iași Rega. Niciun alt oraș din Moldova, în afara Iașilor, nu a mai avut atâtea școli raportate la numărul populației, pe lângă școli în limba română, începând, vorbesc de cele de stat, cu ghilimele, cea dumnească de la 1759 și în Botoșani au fost 11 școli în limba română la Unire. Botoșani mai aveau școala armeană, cea de băieți de la 1835, dar existau 3 școli în limba armeană la Unire. Germană, pensionul de băieți de la 1842, greacă, cea mai veche de la 1766, din timpul lui Grigore Nica, pentru că Botoșani a avut mănăstirea Păpăuță, dată grecilor, la 1741. Ebraică, începând cu școala de băieți la 1866, dar cu 37 de școli în limba ebraică în anul 1894. După este o explicație foarte clară a acestui lucru. La fel, niciun alt oraș din Moldova, cu excepția Iașilor, nu a avut atâtea biblioteci. Cele ale lui Mihail Haret sau Teodor Voian erau impresionante în epocă, dar în Botoșani au fost și bibliotecile publice. Librării. În Botoșani existau 37 de librării la 1939. Tipografii erau peste 20, dintre care jumătate deschise în perioada interbelică. Ziare și reviste, 184 de publicații au apărut în Botoșan după Unire, vorbesc numai până la 1939, aproape jumătate înființate în perioada interbelică. Și aici fac mențiunea că 60 de ziare și reviste au avut apariție neîntreruptă în toată această perioadă. Niciun alt oraș din Moldova, cu excepția, desigur, a Iașilor, nu a mai avut, și Botoșani are și astăzi, teatru și filarmonică de stat. Teatru pentru copii și tinere, ansamblu muzicale, toate finanțate de comunitate. Aceste instituții culturale erau într-un oraș cu 38.000 de locuitori înainte de 1900. Atunci al treilea ca populație din regat. Și spuneam ceva mai devreme, și astăzi Botoșanii, cu peste 100.000 de locuitori, rămâne între cele 3 aglomerări urbane din regiunea de dezvoltare nord-est, care cuprinde cele 6 județe, din asta le cunoașteți. După Iași și Bacău, Botoșani este singurul care are, mai are peste 100.000 de locuitori. Densitatea acestor elemente, care au susținut în toată acea perioadă cultura și dezvoltarea locală, este impresionantă. În 1939, în Botoșani, exista o revistă sau un ziar la mai puțin de 300 de locuitori. Prin comparație, astăzi ar trebui să fie 3.000 de ziare pe piață, dar avem un singur cotidian, cel monitor de Botoșani, editorul și directorul acestui ziar, distinsul om de cultură, George Lazar, este aici împreună cu noi. Mai spun că în 1939 era o librărie la 800 de locuitori. Dacă ar fi să comparăm astăzi, de avem în Botoșani 20 de librării, ar trebui să avem cel puțin 120.
sunt niște cifre care știu că ar putea să găsim și eu explicații și sunt explicații desigur, dar eu am vrut numai să subliniez importanța și efervescența mediului cultural botoșnean, mai ales în perioada interbelică. Și de aici apare firesc faptul că botoșanii, zona botoșană, a dat României cele patru mari personalități, Iorga Eminescu, George Eminescu și Lucian. Învățământul botoșnean are o tradiție fabuloasă. Liceul Laurian, unde ne aflăm astăzi, construit între 1881-1885, el a funcționat ceva mai devreme în diverse locuri în Botoșani, a avut profesori și elevi deosebit de bine pregătiți. Recent, distinsul profesor Constantin Vasilică mi spunea că în fondul de documente al Bibliotecii Universitare din Iași a găsit concursurile de selecție a profesorilor pentru liceul Laurian, concursul care s-a desfășurat pe perioade îndelungate, l-a găsit de la 1870 până la 1885 și foarte multe concursuri erau fără câștigători. Este o explicație cu asemenea exigențe în promovarea unor profesori la acest liceu, au avut elevii și personalitățile de mai târziu cu școală făcută la Botoșani. Am făcut această prea lungă introducere pentru a sublinia necesitatea și oportunitatea actuală a înființării în Botoșani a învățământului universitar de stat. Și aici nu vorbim numai de continuarea unei moșteniri culturale păstrată și astăzi, dar și de faptul că avem toate condițiile legate de infrastructură și există și potențialul demografic care să permită realizarea acestui lucru. Ideea Fundației Academice la Botoșani vine de la mediul academic ieșean. Un rol important l-a avut profesorul Mircea Rusu, cetățean de onoare al botoșanilor din anul 2002. Aducem sincer mulțumiri și îl asigurăm de aleasa noastră prețuire. Academicienii Constantin Corduneanu, Constantin Toma, Radu Miron, Alexandru Sub, Dumitru Murariu, Teodor Dima, Constantin Vasilică, profesor universitar, Vasile Vântu, Corneliu Munteanu, Nicolae Crețu, George Poete, Bujor Grâncean, care era aproape sigur astăzi printre noi, Sorin Stratulat, Vasile Borului, Elvira și Matare Sorocan, doamna Irina și Liviu Setu, decanul Facultății de Medicină Norina Forna, care este la Vaslui și nu a venit astăzi aici. Profesorul de la de psihologie Ion Ciprian, în Botoșidean, fiul fostului viceprimar și distins om de cultură din Botoșani, Ion Ilie, deci fac parte din acest comitet. O întreagă pleiadă de scriitori și oameni de cultură din Iași, mulți dintre ei origini botoșnene, se află alături de noi și salutăm în primul rând pe Horia Zilieru, distinsul poet care este astăzi aici, dar îl avem aproape pe Ioan Holban, Dan Lungu, Vasile Iancu sau Lucian Vasiliu. Botoșanii din la rândul lor la constituirea fundației cu personalități remarcabile. Doctori în știință, istorie, litere, drept sau teologie, scriitori importanti și lecereri tare, multora cu merite deosebite, dar pe care în timp relativ scurt nu i-am putut contacta în legătură cu proiectul nostru. Nu întâmplător, am început întâlnirea noastră cu Gaudia cu Sigituri. Ideea, proiectul Botoșani Universitar, aparține primarului Ovidiu Iulian Portariuc. Primele demersuri au fost deja întreprinse la nivelul zonei metropolitane Botoșani.
Astăzi înființăm o filială academică, o fundație academică. Ea va fi sumărată în mediului academic elșean, a Academiei Române, va promova proiecte de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea transfrontalieră, știința, cercetarea și cultura între cele două mari comunități. Fundația va sprijini acest proiect generos al învățământului universitar de stat din Botoșani și în care mediul universitar elșean își va găsi oportunități de creștere și dezvoltare. Să fie entuziasmul! Onorată asistență, dragi prieteni, îmi vine foarte greu să vorbesc astăzi. Sunt emoționat ca întotdeauna când vin în Botoșan, orașul ne-am copilărit. Întotdeauna se spune că viața este o croazieră prevăzută cu o serie de escale. Ei, o escala copilării, escala adolescența, a bătrâneții și așa mai departe. Vreau să vă spun acum cu drag că cea mai frumoasă escală a copilării și a adolescență am petrecut aici. Și salut cu respect pe doamna directoare că ne-a dat prilejul de a veni la acest liceu pe care l-am parcurs foarte mulți dintre noi. Aș vrea să vă spun că acest liceu a fost pentru mine un adevărat templu al științei și a culturii. Aici am de la profesorii noștri m-am început să mă maturizez, să capăt un simțământ de moral și un simțământ de concepte intelectuale. Liceul Laurean a constituit pentru mine un templu cu o acuratețe sufletească și intelectuală deosebită. De aceea, acest liceu, care pe culoarele acestui liceu au pășit mari personalități a țării noastre, situează acest oraș prin liceul Laurean printre cele mai culturale și mai spirituale cetăți ale țării noastre. Aș vrea să vă spun că liceul Laurean a dat o serie de personalități pe care prietenul meu, inginerul Egner, le-a enumerat, pentru care Enescu, Iorga, Lucian, Olișescu și alții, așa încât că eu îl situez la ora actuală printre orașele cele mai importante al țării noastre. De aceea când s-a luat inițiativa de a se înființa o universitate în acest oraș, că am salutat cu multă plăcere, cu mult drag, am salutat această înființare în orașul Botoșan, care merită din plin să aibă o universitate ca atare. Aș vrea să vă spun în primul rând că am primit mesaj de la prietena mea, doamna decan Norina Forna, să aduc un mesaj călduros pentru această înființare a fundației sub numele de Augustus Trebonius Laurean și în același timp să regrete că n-a putut să vină și domnesa la înființarea acestei fundații, dar în același timp ne-a urat ca o parte din studenții care astăzi studiază la medicină și la somatologie în Iași, în anii terminali să studieze la Botoșani. Așa încât că cred că este o orare deosebit de frumoasă pentru viitoarea Universitatei a Botoșanilor. Aș vrea să vă spun că a venit cu plăcere
Și inițiativa formării unei fundații în acest minunat oraș îi aparține, de fapt, domnului academician Corduneanu, pe care îl salut. Prin convorbirile noastre, la un moment dat, mi-a sugerat să sugerez și eu mai departe organelor locale înființarea acestei fundații care merită de plin să fie aici în orașul Botoșan. De aceea trebuie să vreau cu acest preț să-l elogiez pe domnul academician Corduneanu, să-i mulțumim pentru că domnia s-a făcut special un drum din America pentru a veni la această manifestare și că e cu tot inima și cu toată priceperea domniei sale pentru ca această fundație să fie la temeiul unei activități literar, științific și să mulțumesc în același timp domnului Egner, care i-am transmis imediat ideile domnului academician Corduneanu. Domnia sa, ca întotdeauna, plin de entuziasm, a început chiar să facă demersurile necesare, că astăzi, împreună cu doamna inspector general, care este din Ungureni mii, doamna inspector general, așa, Miaela, cu doamna directoare, cu toată intelectualitatea, cu organele competente oficiale ale botoșanilor, să ne întâlnim cu toții astăzi, să punem bazele unei fundații literar-științifice, spun literar-științifice, pentru că aici trebuie să există, în primul rând, o universitate, trebuie să rezistă să există o revistă și, în același timp, trebuie să rezistă să există și un învățământ cea mai mare calitate. Urez din partea mea tuturor celor care au participat la organizarea acestei fundații mult succes mai departe și să ne întâlnim în curând sunt pe emblema unei universități botoșenene. Înainte de a vă oferi posibilitatea să vă înscrieți, aș vrea să rog pe două persoane care sunt prezente astăzi. E vorba de domnul Sorin Stratulat și domnul Cornelu Munteanu, să ne spună foarte scurt un mesaj pe care l-am ascultat înainte de a veni aici. Binecuvântarea Bunului Dumnezeu să strălucească, să înflorească și să rodească, să încât ceea ce va face azi să fie de bine pentru comunitate. Eu am început să iau cuvântul pentru că azi multe noi ne-am întors la Oradea. Oradea este singurul exemplu foarte bun de România, nu este prezentat. Care a reușit să atragă distrus 40 milioane în fonduri europene, să regularizeze circulația din autostradă inelar, să facă prima stațiune, să zicem, Felix Oradea, care va intra pe un circuit european faptic și nu declarativ cu celelalte vorbe. Și o strălor subliniez că în cadrul strategiei europene a promenilor banii în viitoare Europa, sigur, domnul Frutul de la Suceava va lansa proiectul Suceava-Botoșani, aeroport la jumătate de distanță, peste 250 de milioane de locuitori, dar să nu uitați că una din direcțiile respective este educație, ecologie, economie. Asta înseamnă că potențialul respectiv, sigur, este generos de universitate, studenți și tot, dar mai există pe ei care trebuie să o aveți în vedere, centrele de excelență, de creativitate, care sunt mai valoroase decât ceea ce ne imaginăm mai la școală. În încheiere, țin să eu m-am fost sub contract cu domnul profesor Cofi, să duc până la 104 ani, așa este angajarea specialitatea mea de cuvântare medicală. Să știți că sunt ajutat de genetică, de genetica domnului profesor, și sigur că ajunge până acolo. Iar în încheiere, vreau să transmit un mesaj doamnei directoare, profesoare de chimie, doamnei inspectoare, profesoare de matematică. Inventați la Botoșani un Harry Potter. S-ar putea ca prăjitorul care vine de muntele cealaltă să se oprească și la Miorcan la patruca de sticlă
și la drum voi la fabricani confecții și la Botoșani, unde puteți face tramvaie, vă spune domnul profesor Mânteanu, foarte ușor și să nu fie de alte situații, iar acel de pot îl inventa de direcția viitoare pentru cei care sunt tineri, să înțeleagă că acel germen care îi dă viața este de la Botoșani. Eu vă mulțumesc și sper, repet, încă o dată, fie ca bunul Dumnezeu să ajute să crească, să florească și să rodească această fundație. S-ar putea să avem discuții cu Dumnezeu de la început contradictorii. Este greu să cred că 10.000 de studenți vor putea fi la Botoșani într-o agora academică, dar 200 de minți cu excelență în centre, claustere de dezvoltare, sigur vor putea fi. Îi transmit salutări primarului de la Oradea, pe care îl cunoaște foarte bine, și îi transmit și la directorul Maxim de la fabrica confecției Oradea, care în continuare este una din cele mai bune fabrici de confecții din Europa. Mulțumesc! În aula liceului Laurian și de organizarea acestei manifestări s-a ocupat conducerea acestui liceu, în primul rând doamna director Mihaela Brăjinaru, care astăzi sărbătorește ziua de naștere și să-i spunem la mulți ani. Domnul profesor Cornelie Munteanu. M-a impresionat și sigur o să contribui ca membru al Consiliului Director al acestei fundații la tot ce înseamnă logistica demersurilor pe care le vom face împreună. Pe mine m-a impresionat statistica făcută de dumneavoastră pe zona metropolitană și practic noi, Centrul Universitar Iași, beneficiem anual de circa 600 de elevi absolvenți de liceu, deci studenți în centrul nostru universitar la cele 5 universități, dar din statistica anunțată, mai sunt încă circa 600 de absolvenți care din motive financiare sau și eu alte nu pot părăsi județul Botoșani, nu pot veni la Iași sau în alte centri universitare din țară și de aceea ideea de a veni cu învățământ superior pe diverse profile în Botoșani este salutare, cred, și merită eforturile pe care această fundație astăzi creată va demara în timp procedurile ca atare. Sigur, din punct de vedere logistic, lucrurile există deja în țară. Universitatea Tehnică din Cluj, de exemplu, are 4 extensii și o filială la Baia Mare, care a amintit domnul doctor Orașu. Minunat. Sigur, posibilitățile sunt. Acum s-au terminat alegerile la universități în toată țara. Trebuie făcută demersuri la consilii de administrație la fiecare universitate, la avizarea Senatului pentru ceea ce dumneavoastră doriți. Eu am înțeles și sunt convins că și mediul de afaceri susține și face demersurile pentru anumite specializări, anumite domenii de care Botoșani, un mediu de afaceri din județul Botoșani are nevoie, atât pentru a atrage specialiști, cât și, ceea ce eu am înțeles pe parcurs, formarea sau continuarea studiilor pentru oamenii din interiorul acestor societăți comerciale bine dezvoltate pe anumite profile la Botoșani. Repet, personal, prin experiența care am acumulat-o pe zona învățământului superior, în cazul Ministerului Educației și tot ceea ce am întreprins la nivel național, cunosc procedurile, cunosc demersurile care trebuie să făcute, dar trebuie să îndeplinim și condițiile, pentru că va fi și vizitele specialiștilor Aracis pentru a crea aceste extensii în primă fază și apoi, dacă lucrurile evoluează bine, crearea unui învățământ stabil la Botoșani. Eu urez mult succes, felicit înființarea acestei fundații și cu tot devotamentul sunt alături de dumneavoastră pentru demersurile care le vom face. Vă mulțumesc!
fiind această inițiativă, această fundație. Botoșanii îi mulțumește domnului profesor, domnul academician Corneanu. Cred că funcția de președinte de onoare nu va fi o funcție onorifică. O să păstrăm un contact permanent și cred că domnul profesor este în măsură să sprijine efectiv din țară și din Statele Unite această inițiativă. Domnul profesor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, stimați colegi de Breaslă. Zic de Breaslă pentru că exact acum 20 de ani, când m-am pensionat după 47 de ani de activitate, 29 jumătate la Universitatea din Iași, 20 ani și jumătate la Universitățile Americane, dar de fapt aici cât am fost la Iași, am fost și la Suceava, eu le-am dat o mână de ajutor când ei erau în anii 1, 2 și 3 de existență. A fost pentru mine o sarcină de partid, pe care i-am considerat-o în primul rând o sarcină profesională. Am fost de multe ori la dâns și îmi pare rău că în ultima vreme n-am putut să mă mai deplasez așa de des. Și de câte ori am fost, m-a crescut inima să văd această universitate cu peste 10.000 de studenți, cu multe secții care sunt adecvate locului unde ea este situată, și cu oameni entuziaști, veniți și de la Iași. Când am fost rector în ultimul an acolo, aveam și de la București, și de la Brașov, de la multe universități ale țării, au venit acolo. Unii chiar cu trecut academic foarte remarcabil, dar care ajungând la pensie, au vrut să mai funcționeze încă 2-3 ani. Sunt convins că și atunci când vom avea, eu trebuie să repet aici ceva ce am mai spus în întâlnirile noastre, să nu cerem neapărat de la început universitate, să cerem facultăți universitare. Eu am experimentat asta în cursul vieții mele, în 1965, când am avut un congres al matematicienilor de expresie latină la Namur, în Belgia, am constatat că erau organizat de faculte universitaire de Namur. Iar acum nu se mai cheamă așa, de multă vreme, acum se cheamă Universitatea de Namur. Pentru că dacă cere dintr-o dată prea mult, s-ar putea să, mă rog, să ne mai taie, că așa e cu obiceiul ăsta, în toate țările care am umblat, întâi când trebuie ceva de tăiat, stai de la învățământ, la educație. Și, în consecință, zic că întâlnirea facultății este binevenită și necesară pentru a face primii pași, pentru că eu primesc de aici, deși nu trăiesc în țară, primesc o indemnizație de la Academia Română, o parte din aceasta va merge pentru primii cheltuieli de poștă. Și nepotul meu, care are acces la contul meu și în dolari și în lei, o să aibă adresa domnului. O să am, e chiar scris pe ceva acasă aici. Și o să vă trimite, poate chiar în luna mai sau cel mai târziu în luna iunie, o să vă. Eu îi ajut și pe cei din familia mea care au greutățile lor. O familie care, mă rog, a dat 30, aproape 30 de oameni școlii în generația părinților mei, generația mea, eu copii n-am avut, dar și în generația nepoților mei. Au fost, asta am spus și la pensionare, că sunt aparținând de astfel familii care, prin cele 27-28 de persoane au activat mult de 800 de ani în școala românească. A
asta este vechimea, mulți sunt morți, mulți sunt pensionați, alții se apropie de pensii. Dar când am făcut socoteala, au ieșit vreo 100 de ani. Numai părinții mei, amândoi, au servit peste 80 de ani. Învățători de țară. Asta a fost calificarea lor. Și toată viața vreau anul următor, când se împlinesc 70 de ani din momentul în care am devenit student la Iași, în 1947, să scriu pentru gazeta studenților de acolo un articol în care voi spune 70 de ani de campus life, de viață. Pentru că așa s-a întâmplat. Am avut multe ajutoare, neașteptate. O mătușa mea, care era soră la Spitalul Sfântul Spiridon, Spitalul Universitar, Sfântul Răză Fraică, așa mai ambițioși, scuze, ea m-a ținut pe mine în primii 2 ani de studenție, am stat la dânsa, sigur, condiții mult mai bune decât am stat într-un cămin, l-a ținut pe Mihai, vărul meu, de-al doilea, care a fost director al Filarmonicii din Bacău, și pe, pardon, acesta era Costin, și Mihai, care a fost scenograf la Teatrul Național, de și la 70 de ani, mai semna, a fost scenograf Mihai Zăburilu. Ei, și asta a fost datorită acestei femei, așa cum a spus Răză Faică, din neamul nostru prin alianță. Eu am avut multe neamuri prin alianță, unul este aici, este profesor Mircea Rusu. Mai am și alții din comuna mea, din județul Iași, suntem 2 membri la Academie Română și din clasa mea de absolvenți de la Colegiul Național Militar, Nicolae Filipescu din Predeal, care a fost o școală de elită, și Regiul Mihai a fost elev acolo. Suntem 3 la Academie. Economie, istorie și matematică. Și am căutat toată viața să urmez, să fac treburile așa cum trebuie să le facă un militar, adică și cu sacrificiu. Dar să fie treaba făcută. Că dacă o încurcăm, așa cum, să mă iertați, este cam obicei la români. Și am avut o experiență foarte tristă cu Academia Română-Americană din Statele Unite. Dar, în sfârșit, nu vreau să mă ocup acum de păcate, să zicem, să ne bucurăm de aceste inițiative, de aceste idei care s-au formulat astăzi, care, desigur, vor avea completări în viitor, pentru a vedea și în acest colț al țării, care ne obligă pe noi pe toți, și aș spune aproape că trebuie să fim rușinați toți intelectualii din România, că în acest unghier din care s-a iscat, așa cum s-a spus, și cel mai mare poet, și cel mai mare compozitor, și cel mai mare pictor, probabil, și cel mai mare istoric, Iorga, am vizitat și casa aici, așa, s-au născut, au trăit aici, au crescut de aici, au mers mai departe și au ajutat la construirea României moderne. De asemenea, aș vrea să mai spun, aici, mă iertați că stau jos eu și cu colegul meu, academician Radu Miron, noi am fost în același timp, suntem membri a Școlii Matematicii Ieșene, care a fost fondată de academicianul Alexandru Miller, care a fost numit profesor la Iași în 1910. În 2010 am avut centenarul și l-am sărbătorit la Iași. Și au plecat Miller atunci, neamți, prin născare și educație, până la un anumit punct în familie, dar mai mult, mă rog, românizat și cu înclinare spre Franța. Râdeau, când s-a dus el la școală în Germania, râdeau nemții de dânsul, ce fel de nume nemțesc ai tu, dacă tu vorbești franțuzești, și nu vorbești nemțești. Și acum, noi l-am urmat. Întâmplarea a făcut, să zic așa. El în geometrie,
de unde cum ați funcționat. Acestea au fost două domenii care sunt și azi bine reprezentate în matematică ieșană și vreau să vă spun că din această școală, care are elevi în Japonia, în Statele Unite ale Americii, avem 3 profesori la Universitatea din Paris, avem bursier pe 7 ani la Oxford, avem un bursier, un profesor la Universitatea California din Berkeley, care este, din punct de vedere matematic, în topul universităților lumii. Avem o fată care este profesor la Universitatea Stanford, cea mai mare universitate privată, cea mai puternică, cu 20 de laureați ai premiului Nobel profesor la acea școală. Da. Și am reușit să punem și să ne ținem prin activitatea noastră. Eu am fondat și o revistă acolo a Academiei Română-Americane de Științe, care acum am trecut-o la Portugalia, la alt coleg mai tânăr. Noi am extins activitatea acestei școli, chiar referindu-ne la domeniile pe care le-a cultivat Miller. El cu geometria, eu cu ecuații. Dar pe dânsul, care a scris teza de ecuații, l-au numit profesor de geometrie. Și neamțul foarte cunoștincios a venit și s-a apucat să facă geometrie. Și geometria a făcut. Și când eram student în anul întâi, mă duc la bibliotecă, iau o carte nemțească și dau acolo întrânsa din numele a 4 din profesorii noștri, geometrii. Mendelheimovici, Ilie Popa, cine mai erau? Vorbiți în microfon, la profesor. Da, și atunci am zis, eram în anul întâi de matematică. Asta e calea programată. Și mi-am apucat serios treaba și așa am făcut. Elevul, academicianul Viorel Barbu, este din grupa mea. El a fost candidat de 2 ori la președinția Academiei. Nu a reușit decât al doilea de fiecare dată. Însă, și Academia s-a schimbat în ultima vreme, în ultimii 70-80 de ani, și nu se mai consideră acolo ca punct principal contribuția și reputația științifică. Se consideră managementul, care după mine este un așa. Da, ne vă mulțumim, domnul profesor. Știi, profesor, la Sfântul Rubea? Domnul Rubici, a rămas pierdut, cu specialistă cu tot care era. Eu am un alt program și o să vă retrag mult mai devreme. Mă bucur că mă aflu aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rubea, că m-ați invitat. Salut cu bucurie inițiativa dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră de a înființa această fundație universitară cu un scop care eu cred că poate fi realizat nu într-un timp foarte îndepărtat, pentru că există experiență în România, la universități de stat care și-au realizat extensii în zonele limitrofe pentru a putea beneficia tinerii din acele zone de o pregătire corespunzătoare în locurile de unde provin, cu costuri mult mai mici și cu un nivel de pregătire corespunzătoare. Cred că se poate realiza acest lucru și la Botoșani într-un timp foarte, foarte scurt. Mulțumesc! Ca absolventa liceului laureat, vedeți să vedeți pe sală. Inițiativa înființării unui așezământ universitar în Botoșani. Sunt convins că, așa cum a spus domnul academician Codurean, nu trebuie să începem cu unități de învățământ masive. Eu cred că nici facultăți nu putem cere. Cel mai bine este să începem cu niște secții de specializare a unor discipline de la Iași pentru extensie. Și în acest sens, foarte multe secții ale unor universități ieșenii, ale unor facultăți ieșenii, pot înființa specializări la Botoșani. Nu numai cele 4 menționate de Institutul Politehnic. Se pot înființa secții de specializare și în domeniul agronomic, și în domeniul literilor, și în domeniul științelor naturii, și în domeniul matematicii, bineînțeles. Pentru că matematica nu cere niciun fel de logistică, avem de creier și creier. Gracias.
Eu mă bucur și cred că Borășani are un potențial intelectual și cultural, bineînțeles, capabil să organizeze un așezământ universitar și ar merita cu toate prisosința acest lucru. Cât voi mai exista, eu sunt al doilea ca vârstă în sală. Nu știu dacă Muzafirul e după ușă, n-apasă cumva pe cranță înainte de a lua ființa și zământ universitar. Dar cât clanța va sta definită, voi sprijini cu toate puterile mele înființarea acestui așezământ. Mulțumesc domnului profesor Uzu. El era în aur, părăsea această alma mată când eu am terminat clasa întâi. Îl felicit pentru ideea înființării acestui așezământ. Și îi doresc succes să depășească Sfânta ca să iei poate lua ființa acestui așezământ. Stimați organizatori, distinși colegi, mai întâi vă mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la această frumoasă adunare. Sunt onorat că fac parte dintre membrii fondatori acestei importante instituții. Ca profesor de biologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, pe parcursul celor aproape 60 de ani, am primit 580 absolvenți din județul Botoșani pentru a deveni studenți și apoi biologi, profesori sau de altfel. În același timp, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a avut 38 de cadre didactice pornite din județul Botoșani, marea majoritate foștele a acestui strălucit liceu. Dintre aceștia, 7 membri ai Academiei. Aș menționa pe Grigore Antipa, fondatorul și primul director al Muzeului Național de Istorie Naturală, urmat în timp de fostul meu student academician Dumitru Moralo, de care nu ați făcut vorbire. Menționez pe fondatorul specialității de fiziologie vegetală a Comisiei Emanuel Teodorescu, le-am văzut tablourile aici, menționez pe fondatorul grădinii botanice din București, după ce a plecat de la ea, Dimitrie Brânză, un strălucit botanist provenit dintre absolvenții liceului Laurean. În același timp, 32 de universitari ieșeni, dintre care peste jumătate au plecat dintre noi, au onorat Universitatea prin tot ce au produs. Vă felicit pentru tot ce aveți, pentru tot ce faceți și sper să fiu sănătos alături de dumneavoastră, să vedem înființat și învățământ universitar aici la Botoșani. Vă mulțumesc! N-aș vrea să vă dezamăgesc, dar am să vorbesc foarte, foarte puțin. Asta pentru că fizic nu pot. Și, mă rog, de ajuns să spun câteva cuvinte de felicitare și de apreciere la eforturilor care se fac pentru înființarea acestei fundații. Eu sunt legat mult de liceul Laurean. Sunt legat, în primul rând, de Vârceanu, unul de rectorii de aici, elev direct al lui Onicescu, prin faptul că l-a promovat pe Onicescu într-o perioadă când nu era așa de simplu de promovat, deși Onicescu este unul din mari matematicieni ai țării. Și, în al doilea rând, pentru că a făcut muzeul Onicescu, apoi pentru că a scos o revistă, și la toate manifestările de aniversare ale lui Onicescu, eu am fost prezent aici. Sunt satisfăcut că mă aflu aici, deși
nu mai am energia de altă dată, dar am să încerc să fac toate eforturile ca să sprijin această inițiativă nobilă de organizare a învățământului universitar superior în Botoșani. Să știți că a fost el insistent, domnul Egner, să vin aici, dar mai insistent a fost Mircea Rusu. De gură lui nu scape. Este el patriarhul stomatologiei românești, dar în același timp este și patriarhul nostru a celor de vârstă apropiată cu el. Dar pare rău să nu-l vedem activ în continuare la cei 90, puțin peste 90 de ani. Eu aș vrea să trăiesc, aș vrea mă gândesc să-l văd și la centenar, tot aici, și tot președinte de onoare, dacă nu chiar mai mult, pentru Universitatea din Botoșani. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată scuze. Domnul profesor Rusu, așa cum ați văzut, el este un motor viu și nesecat de acțiuni și de activități. M-a convins și pe mine că este absolut necesar să ajungem la această întrunire și să participăm și noi, ca membri fondatori, la această fundație pe care și noi o găsim binevenită, pentru că și la medicină avem foarte mulți studenți din această zonă, avem absolvenți, avem colegi aici pe care n-am avut posibilitatea să-i anunț că am ajuns în Botoșani pentru prima oară extrem pentru mine. Și dați-mi voie doar, pe lângă mulțumiri, să vă adresez câteva lucruri. Dar acum 3 săptămâni, așa cum spunea și domnul inginer, am întâlnit la Iași cu altă ocazie, când din nou l-am onorat pe domnul profesor Rusu, care a înființat clinica de stomatologie infantilă din Iași, printre altele. Și atunci, când am aranjat, ne-am gândit să realizăm și un album cu pictorile clinicii de stomatologie din Iași, picturi realizate de copii, pentru copii și care sperăm să dăinuie astăzi, dar sperăm noi și că la centenarul unui profesor să rămână acea clădire cu aceeași destinație. Și la introducerea în acel album, vorbeam despre album, dar cred că aceste cuvinte merg foarte bine și pentru această întrunire a înființării acestei fundații. Spuneam aici că lumea în care ne crește copiii ar trebui să fie rezultatul asumării în mod responsabil altor idei, principii, dar mai ales acțiuni. Cât alegem să nu facem nimic, cred că destinul vine peste noi cu un etap cotropitor. De aceea cred că nașterea, apariția acestei fundații s-ar putea traduce în încercarea de a ne asuma cu recunoștință trecutul și de a-i oferi șansa prezentului, pentru că viitorul, cei tineri care sunt în sală, și nu mai vorbim de media de vârstă, pentru că cred că există un echilibru aici, prin prezența și a lor și a celor colegi mai tineri pe care i-am invitat să participe aici alături de noi la acest eveniment, vor putea să traducă în fapt ceea ce dumneavoastră, domnilor profesori, domnilor academicieni, dragi colegi, ați reușit să faceți astăzi un gest deosebit. Nu știu cât și când și cât de repede sunteți foarte optimiști. Eu sunt o persoană mai puțin optimistă de felul meu, dar care îmi doresc să acționez și să ajut acolo unde se poate și cu cât am să pot. Dar cred că sunt câteva într-adevăr lucruri care se pot realiza foarte repede. Și ceea ce spunea, cred că colegul meu de la Iași cu acele centre de excelență este un punct extraordinar de binevenit și care s-a putea face foarte repede, pentru că excelența, așa cum ați auzit, există, a venit de la Botoșani, există și sigur va exista și în continuare. Și încetul, probabil că și celelalte lucruri vor veni de la sine. Eu vă doresc succes, vă mulțumesc încă o dată că m-ați adoptat și mă consider și eu de acum un botoșănean alături de domnul profesor Rusu să putea altfel. Și vă doresc succes mai departe. Mulțumesc! Profesorul Sergiu Manolache din Cucoran, Corona Mihai Eminescu, a scris o monografie monumentală despre comuna în care s-a
a copilării timpiesc s-a născut la Cotroșani. În primul rând vreau să vă mulțumesc că m-ați adoptat și eu. Eu nu fac parte din mediul academic. Sunt învățător în comuna Mihai Iuminescu, numai de 46 de ani, profesor pentru învățământul primar, mai scrie o hârtie, dar mă consider un învățător. Scuzați-mi emoția, încărcătura aceasta deosebită. Vreau să vă mulțumesc, domnule profesor Mircea Rusu, pentru prietenia dumneavoastră cu familia Manolache, pentru sprijinul pe care l-ați acordat editării monografiei Mihai Eminescu, a fondării Muzeului Sătescu de la București, de unde vine și socrul dumneavoastră, strălucitul general Sovir Măzăleanu, pe care n-am ezitat să-l public, pentru că are și un caiet de front cu primul război mondial. Este un adevărat erou pentru mine. Lucrul acesta îl vor afla și pe parcurs și ceilalți în revista pe care probabil se va fonda, se va înființa la Botoșani, la fundația noastră. Și vreau să vă spun că în măsura în care eu voi fi solicitat, voi acorda tot sprijinul domnului director Wegner și secretarul. Deci atât că domnul învățător Sergiu Manolache are și o responsabilitate și scuzați-mă emoțiile în ora aceasta deosebită. Eu sunt, așa cum spunea și domnul academician, n-aș trebui să-l rog pe poetul Horia Zilieu, pentru o familie de învățător. Și sunt mândru de acest lucru, pentru că, la rândul meu, mă străduiesc să trimit spre școlile înalte elevi, zic eu, bine pregătiți, de care să fiu și eu și dumneavoastră mândri. Vă mulțumesc! Se povestește că la cursurile sale sau la seminar, Jack Călinescu întreba de unde vine studentul. În momentul când se spunea Botoșani, intra într-o mișcare seismică, intelectuală, cu totul aparte. Ce să vă spun, sau cum să vă spun, titlul unei cărți a unui mare poet, Ioan Alexandru, eu aici plutesc ca într-un vis. Poezia nu povestește. Marele dușman al poeziei este narațiunea. Mă gândesc la esențe. Până acum sufletul meu aici la dumneavoastră are acel mers pe ape, biblic, aș spune și eu, vai de mine ce curaj. Doresc să se întâmple ceea ce dumneavoastră vă propuneți. Doresc să corola asta să devină de acum să ne hrănească cu polenul ei literar, științific, uman. Pentru că mă gândesc, un mare poet a mai spus acest lucru, vine în fața universului și două drumuri se desfac. Unul e cu iarbă proaspătă, necălcat de nimeni. Altul este mai bătătorit. Deci, fusese deja, trecuseră peste el tiparele urmelor. Și-a ales pe cel mai nebătătorit. Și merge și deodată drumurile iară se bifurcă. Și ia pe cel proaspăt. Când ajunge, îi se deschide universul, tot ceea ce există în om. Și a spus, voi povesti aceasta în veac. Au fost odată două drumuri. Ați ales un drum bun. Voi fi capabil să scriu odată despre ceea ce se va întâmpla. Vă mulțumesc. Să rămânem în acest spațiu al poeziei, pentru că țara Moldovei este un nou univers, mereu este un alt univers, e un univers plural, dar și acele tablouri pe care le-am văzut și mi-au rămas
Pe ecranul minții mele m-au cutremurat. Există deci tradiția. Aveți forța, aveți bunăvoința, aveți puterea, aveți devoțiunea, aveți dăruirea. Să fie într-un ceas bun. Oricum, sunt onorat că am fost invitat aici. N-aș putea spune decât repetând cuvântul cronicarului. Nasc și la Moldova oameni. Se vede foarte clar prin mare număr de personalități care s-au ridicat de la acest liceu, care fac onoare liceului, Botoșanului și țării în general. Vă mulțumesc! Și astăzi, ca și nu cu foarte mult timp în urmă, când eram în amfiteatrul liceului, m-am gândit la unul și același lucru. Proiectul ăsta de extensie universitară la Botoșani este un proiect orgolios. Și chiar trebuie să fie orgolios. E nevoie de orgolii. Noi, în general, avem așa o înclinare de a asocia vocabul ăsta orgoliu și derivatele inclusiv orgolios, cu ceva mai curând negativ. Gândul este la orgolii care nu încap unele de altele. Nu, există și orgolii care încap foarte bine unele lângă altele, sunt convergente. Și, de fapt, aceste orgolii individuale, constructive, convergente, asigură și împlinirea orgoliilor instituțiilor, orgoliilor, a orgoliilor comunităților. De ce să nu aibă Botoșani un astfel de orgoliu? Există toate motivele, există potențialul, există dovezile istorice, există, am înțeles, și o rată bună a demografiei. Foarte bine. Deci botoșenenii mai fac și copii. Trebuie. Sunt viitorii studenți, viitorii elevi, viitorii academicieni. De ce nu? Îmi plăcea foarte mult să-l ascult pe Solomon Marcus, matematicianul Solomon Marcus, vorbind despre ideea greșită, sintagma asta greșită, asocierea greșită, știință și cultură, ca și cum știința n-ar fi parte a culturii. Tot ce este produs al minții e parte a culturii. A, gândul la umanioare, umanioarele față de științele naturii. Totul este cultură. Omul produce cultură, e, de fapt, dimensiunea omenescului. Omul nu este animal. Animalul e numai natură. Omul e natură plus cultură. Diferența specifică a omului în cultură. Urări din toată inima de împlinire a acestui orgoliu botoșanean. E frumos. Îmi amintesc că le-am spus odată, am făcut o urare studențească de baftă celor de la teologie. Eram pe un aeroport străin, la Amsterdam, și ei veneau după niște concerte corale pe coasta de est a Statelor Unite. Era iarna. Probleme cu taromul, cu aeroporturile. Și mi-au spus, eu le-am urat baftă, ca de obicei studenților urma sesiunea de examen din iarnă, și mi-au spus, nu, la noi, la teologie, nu se urează baftă. Dar cum se urează? Miracole. Au umor și teologie. Ei, eu n-am să urez nici baftă, nici miracole, succes în toată inima acestei idei generoase, cu gândul la copiii și tinerii acestei zone. Mulțumesc! Stimați domn academicien, distinși domn profesor, doamnelor, stăteam și mă gândeam mereu de ce domnul profesor Rusu m-a prins, m-a luat și pe mine sub aripa lui, și mi-a spus acum vreo lună și ceva de această inițiativă. Onorat auditoriu, sunt născută la Cuțușca și a făcut ca pașii mei să ajungă la Muzeul Unirii din Iași. Muzeul Unirii din Iași care este titorit în 1938 de Nicolae Iorga. Nicolae Iorga, care a fost la Cuțușca, fiindcă era prieten cu boierul Băsescu. Iată că în sufletul meu vibrează mult prezența mea astăzi aici
Și când vă amuriam pe dumneavoastră, este și domn academicin și domn profesor, mă gândeam la copilăria mea. Când am terminat eu 8 clase, trebuia marea majoritate să mergem să învățăm în Valea Jiului. De aceea, norocul meu a făcut ca totuși într-un ajutor să ajung la Iași. Și vreau să vă spun dumneavoastră că ceea ce dumneavoastră faceți astăzi înseamnă mult pentru generațiile care vin să nu mai meargă undeva departe, să stea aici, fiindcă rădăcinile înfipte adânc în pământul acesta drag nouă, Botoșan, să fie atunci și să ducă și ei mai departe ceea ce pământul acesta a dat. Poezie, muzică, istorie. Da, lucrez la Muzeul Unirii, am avut norocul și șansa să primesc o încredere ca 10 ani să fac șantier acolo, să învăț și inginerie și arhitectură și istoria artei, pentru că prin munca aceasta mea am dat Iașului poate o perlă frumoasă care înfrumusețează pământul. Așa, în umila mea, situație care este la Muzeul Unirii, dar dacă voi întâlni la rândul personalități cărora poate pot să le adresez și eu rugămintea, le-am pus numărul Caravier Botoșan în Londra să se înființeze învățământ superior, o voi face cu toată inima. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc și vă doresc sănătate, bucurie și împlinire. Mihaela Bunca este vicepreședintele executiv al acestei fundații. Ea poate să facă foarte mult de pe poziția ei de profesor, de pe funcția ei publică, dar și în faptul că este într-adevăr o persoană care este atașată de valorile botoșanilor. Eu doar am vrut să vin la o echipă ca să muncim, ca dintr-un vis să se facă realitate, să materializăm ideile care s-au conturat și astăzi și în întâlnirea trecută. Dar permiteți-mi, excelențele voastre, academicieni, profesori universitari, să vă spun bine ați revenit la Botoșani și să vă mulțumesc din tot sufletul pentru trăinicia nucleului pe care o dați pentru această fundație, care vreau să vă spun, destui botoșaneni sunt sceptici. Ca reprezentant al învățământului botoșanean, vreau să vă asigur că noi cadrele didactice din învățământul preuniversitar vom face și mai mult pentru ca baza de selecție a învățământului universitar botoșanean să fie de bună calitate. În ceea ce privește excelența la Botoșani, să știți că avem un centru de excelență, avem și rezultate foarte bune. Anul trecut am avut peste 200 de premii obținute la olimpiadele naționale și internaționale, iar anul acesta, de curând, avem un rezultat de excepție, un elev de la Colegiul Național Mihai Eminescu, din clasa a 10-a, este selecționat atât în lotul național de matematică, cât și în lotul național de fizică, dar și în lotul național pentru științe, ceea ce înseamnă o olimpiadă mult mai dificilă, pentru că implică 4 discipline, matematică, fizică, chimie și biologie. Acest elev are deja 2 medalii de argint la olimpiadele internaționale și nu este singurul. Deci vă asigurăm că vom încerca ca această bază de selecție să fie de calitate. Și sper eu, împreună cu echipa de profesori din învățământul preuniversitar, să vă putem sprijini cât mai mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru efortul dumneavoastră și totodată, cred că nu întâmplător, în săptămâna luminată,
se poate înființa la Botoșani Fundația Academică Arte Laureale. Mult succes fundației și tuturor celor care o vor putea sprijini. Mulțumesc mult! O să vă rog pe Traiana Petre, care este directorul Teatrului de Stat Mihai Eminescu din Botoșani, un ziarist pe o carieră de, cred că, de 40 de ani. Iată că în aula liceului Laurian, peste timp, o generație de o anumită vârstă ne servește o lecție formidabilă. Lecția vitalității, lecția orgoliilor, doamnelor și domnilor. Suntem într-o Moldovă economic săracă. N-avem altă șansă să ne reabilităm decât arzând etape tehnologice, decât recuperând pierderi tehnologice, și asta nu se poate face decât învățând. Învățând formidabilă ideea domnului profesor în centre de excelență, mai repede, la îndemână, apoi pe treptat să mergem. N-avem de sus și până jos, de la Botoșani și până la Vaslui și spre Galați, suntem în urmă economică, avem valori. Avem cu această fundație pe care domnul Eichner luptă, domnul academician rusul și atâta idee venită din America. Este o tresărire de orgoliu pe care nu că suntem datori să o ducem mai departe ca atâtea alte fundații sau societăți culturale merg la relanti. Ce avem obligația cei care suntem, nu avem altă șansă să ridicăm economic Moldova decât făcând efectiv ceva. Avem aceste valori pe care trebuie să le arătăm lumii, dar să aducem și plus valoare. Avem atâtea manifestări naționale, premiul Eminescu de poezie, premiul de istorie Iorga, atâtea momente care trebuie cunoscute, să avem de ce, să aibă de ce veni publicul la Botoșani, să avem ce oferi, să fim orgolioși și să arătăm că avem. Deci, repet, această întâlnire nu este încă o dulce gărăie petrecută în aura liceului de ziua doamnei directoare, Prăjinaru, ci este o obligație morală pentru toți cei care suntem pe o funcție sau pe alta, cu o răspundere sau pe alta, să facem ceva, să prindă substanță. Repet, din punctul meu de vedere, ca unul din bătrânii ziariști, să spunem, că am văzut atâtea altele, avem Popouții, singurul centru de cercetare care poate fi valorificat, avem Electro Alfa în domeniul fizicii, a Dorohoi, Mercanii cu sticla, care se pot ridica economic, pe un fundal economic, nu putem trăi. Cât caz am face noi, cât caz am face de bogăția sufletească înconjurați de sărăcie. Deci, repet, este o imensă lecție predată în aula liceului, Colegiului Național Laurian despre nevoia de vitalitate. Nevoia de a recâștiga etapele pierdute în tehnologie, în știință. În Botoșani privim la armenii domnului Wegner de acum, cei de acum. Dar armenii au avut cartea în mână. Evreii care au trăit în Botoșan și au adus glorie orașului și au făcut și teatru și toate cele, au avut cartea în mână. Să învățăm din această tradiție, din ceea ce a fost bun. Și, repet, să depășim aceste etape consacrate moldovenești încet, încetişor și dacă nu-i loc. Să facem ceva, să mergem mai departe. Cred că această tresărire de orgoliu trebuie cu adevărat să fie o realitate, să o simțim. Domnul Eichner și cu zona metropolitană, același lucru, cred că e una din rațiunile acestei structuri. Să ne dea putere, să facem, să avem tăria morală care să vină, să visăm poetic frumos, dar să facem și concret ceva. Să dea Dumnezeu să avem această putere să ieșim, să fim și noi doritori cu adevărat să facem ceva. Când vii din America să vezi o structură în care ai încredere, când atâția alții ne arată că nu avem altă șansă decât să învățăm, să punem mâna pe carte și să facem efectiv ceva. Singura șansă să ne dezvoltăm este cartea. Succes!